Școala nu a început prea bine pentru dascălii școlii primare Nicolaus Lenau din Timișoara. Prima zi a noului an școlar i-a prins pe aceștia în grevă japoneză. Protestul cadrelor didactice vine în contextul în care guvernul a decis că învățătorii care predau în limbile minorităților nu mai pot ține cursuri de limba română. Măsura este reglementată de ordonanța de urgență a guvernului numărul 9 din 2018, potrivit căreia la școlile cu predare în limbile minorităților naționale, orele de limba și literatura română trebuie să fie predate de profesori calificați în acest domeniu. Nemulțumirea dascălilor de la școala primară Nicolaus Lenau este cu atât mai mare cu cât, pe lângă faptul că se simt nedreptățiți, ei au și dublă specializare și ar putea preda astfel limba română. Raportat la modificările legislative aduse legii educației naționale, prin această ordonanță de urgență numărul 9, ni se interzice să mai predăm limba și literatura română la clasele noastre. Iar noi, ca răspuns la aceste măsuri injuste, care au devenit și lege, protestăm împotriva abuzului, împotriva discriminării și a nelegalității acestui punct 17 din ordonanța 9. Deocamdată noi vom depune o cerere pentru predarea acestor ore în continuare. Am hotărât împreună cu direcțiunea noastră că putem să depunem aceste cereri. Ce se va întâmpla în continuare exact depinde de guvern. Protestul dascălilor este susținut și de către părinți, care au decis ca astăzi să se alăture cadrelor didactice în demersul de boicotare a ordonanței de guvern. Semn de solidaritate cu demersul învățătorilor de la școlile pentru minoritățile naționale, în speță cu potriva ordonanței acelea care i-a scos de la orele de română pe învățătorii noștri. Nu ni se pare corect, nu s-a discutat cu noi. Eu sunt doar un părinte, sperăm să fim cât mai uniți în treaba asta. Grevă japoneză în prima zi de școală a fost la Timișoara și la Colegiul Național Bănățean, unde funcționează câteva clase cu predare în limba germană, la Liceul Teoretic Bartok Bela cu predare în limba maghiară și la Liceul Teoretic Nicolaus Lenau cu predare în limba germană.